Undeva pe data de 8 august, eu am informat la Curaj TV, când s-a trincă, a fost un accident. Un cetățean a dat cu un moped peste o cetățeancă și atunci la fața locului era șeful de post Colesnic, Victor Vasilievici, și nu s-a implicat într-această situație. Și în avaria asta care a fost acolo, accidentul rutier, deci eu nu știam familia Peti și ce-a pățit acolo ea. Acum eu când am înștiințat pe internet, am înștiințat în Ministerul de Interne, Inspectoratul General la Poliție, atunci am aflat că a fost făcut un proces verbal că fata a picat de pe bicicletă. Întrucât eu am asistat și am văzut aici la fața locului, el n-a picat de bicicletă, dar a fost lovit de un scooter, de un moped. El a venit din față, de asta din fața ei, și o părită, când era bat. Acum eu i-am aflat, atunci nu știam, acum i-am aflat familia, cetățeanul care era, bat cu mopedul și a părit aceasta, femeie este preașca din Abi, și ea este din Siuc, Tatiana, din Trinca, care este, atunci au făcut proces verbal, că era ei o cadă de pirisapietă. Întrucât eu am ridicat întrebarea asta la Ministerul de Interne, am văzut că la fața locului, acolo nu a fost aceea mânuși, am găsit fara stricată de la moped, am fost la procurorul raionului Iedneț, domnul Chistruga, de urmă am fost la comisarul de poliție Iedneț, domnul Rusu, și a spus că o să iei măsuri și o să fac. Și iată, i-am primit un răspuns acum, că în cadrul verificării s-a stabilit cazul accidentului cetățenii din Siuc, Tatiana, locuitoarea satului Trinca, raionul Iedneț, săvârșit pe data de 6.08.2015, de către cetățeanul Preașca, a fost înregistrată în EP Iedneț. Se examinează de către organul de urmărire penală, Iedneț. Prin aceasta, articolul 274 Cod de Procedură Penală, iar despre decizia adoptată, veți fi informat suplimentar către EP Iedneț. Am văzut deci că s-a deschis dosar penal, nu este aceea ce a fost scris căcicat de pirisapetă, dar este el a fost lovit, mopedul a fost ascuns, faramat, și, cum am vrut să spun, la fața locului era șeful de post de la Fetești Iedneț, dar el nu trebuie să implice în situația asta, să vadă, să verifice întrebarea. Dar el nu știu, deși nu s-a întâmplat. El era, nu de față, de cum m-a explicat lumea pe mine, el era la 20-30 de metri de la dânsă. Deși eu am scris și am vrut să văd, înțelegi, îmi spune că cu privire la faptul neînregistrării cazului, visat de către șeful sectoratului de poliție numărul 5 din Iedniță, majorul de poliție Victor Polesnic, s-a stabilit că aceasta nu a fost implicat în examinarea cazului de accidente a cetățeanului din Siuc, Tatiana. Pe mine nu mă interesează, orice colaborator a poliției, raionul, republicii, unde nu s-ar afla el, dacă nu este nimeni, eu cred că el trebuie să implice într-asta situație, ei lucrează din 24 de oară în 24 de oară și el trebuie să implice, să iei măsurile necesare pentru a constata că a fost un accident rutier. Dar el nu s-a implicat în treaba asta pentru că nu știu de ce și cu ce țel el este lucrător al poliției dacă el nu se implică în această situație. Trebuie cineva să vină un cetățean din afară ca să-i scoată, să-i spui, iată, domnule, a fost avariu, a fost aceea. Dar eu nu primesc salariu, nu primesc nicăi, ei primesc salariu, încă pe drum, nu știu de ce ei nu au fost implicați. De asta pe mine mă doare cazul că ei spun minciuni. Iată, acolo, că atunci eu am făcut proces verbal, a fost de pirisapet, acum iată, au ieșit la fața locului, că adevărat a fost, iată, a fost moped. Acum ce au făcut? Dosarul penal a deschis, poliția l-a și-a dat drumul la acesta Preașca din Adi, i-a dat drumul, a plecat în Franța, dosarul deschis penal, dar când ar fi rezolvat asta întrebare, nu știm.
De aceea eu am ieșit în fața ecranului ca să vă spun că iată cum se fac la noi și cum lucrează treburile în Republică, Craiova. Poți să-mi arăți? Aș cere ca organele de poliție ca să fie mai mai cointeresate, ca să deschidă, să se verifice. Dar ei fac, așa se fac, nenumărate fac procese verbale care sunt așa. Cum să spune? A fost râv, pașii cu crapat, scatul, a fost, iar a fost explozii, a picat un băie de 23 de ani, acolo i-au rupt un picior, ce-au făcut, întâi spune cu picat de casă, de casă, iată așa se fac la noi în organele de urmărire penală, așa se fac procese verbale. Și așa trage atenția ministrului de poliție, domnul Balan, ca să-și facă ordine în conducerea care o duce el, poliția de asta, Ministerul, Inspectoratul General a Poliției, interes. Facă ordine între asta. Mulțumesc. Să nu mai fie atâta burnișeală și amajen. Vrei să-mi arăți răspunsul la cameră, te rog? Da. Ține-l un pic drept, pe mijloc. Așa, stai numai un pic și acum ridică-l încetişor în sus. Încă, încă, mai sus, mai sus, mai sus. Excelent. Mulțumesc foarte mult. Da, s-a venit, da? Da, da, da.